you made click. No bun, deci salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de Call of Duty 2. Nu știu cum dracu, dar am sărit peste un capitol când am jucat cu Marea Britanie, deci recuperăm acum că nu pot să continui cu americanii, așa că ne-am întors la Marea Britanie. Am 4 misiuni, dar sper să le fac cât mai repede. Ok, să mergem. Ia să vedem ce arme avem. O, uite arma asta pe care o aveam și în Wolfenstein se încingea, în draci. Așa e că nu am nimerit pe niciunul, nu? Cam da. Pune-te în cur. Hai cu grenezi. Sper să-i potolească grenezile alea. Nu-i cine știe ce arma asta. Nu prea-mi place deloc. Hai că mă duc peste ei. Fac rush. Bă, dar nu-i bune de nimic arma asta. Să-ți dea dracu în ea. Nu-mi place deloc sistemul de tragere. Hai, dăm cu acea MP40. Ok, se pare că i-au delit deja pe ăștia. Pe aici nu poți, ba da, poți să mergi pe aici, aici e bine. Dă-i cu grenadă. Moci bubuie. Ok, hai în clădire. Încă te Davis. Gata, hai că sunt la adăpost. Oho, uite și un... De asta, o pușcă de distanță de aia faină. Gata, ne-am luat deja arsenal de al nemților. Pe partea asta nu mai e nimic. Acum am băgat la adăpost. Gata, la delipul ăla de la mitralieră. Treceți cu acea firat să iei dreptul. Mama, mă, câte rachete mai dau ăștia. Bun, hai că sunt la adăpost. Am intrat mai devreme până să începe episodul pe site-ul ăla Social Blade, să văd și eu ce e de capul lui. Căci că pe site-ul ăla tot zice că youtuberii români sunt bogați, că nu știe că se câștigă mult. Și m-am dat să văd cât câștig și eu. Și că câștig între 9 și 118 dolari pe lună. Dacă aș câștiga eu atâta, măcar pan atât. Și pan între 100 și ceva și 1118 dolari. Dacă ai câștiga eu atâția dolari, aș vrea să câștig atât. Dar e cam imposibil. Mai am și vizionări multe să zici că am de unde să fac ația bani. Nici parteneriat cu dăștia gen G2-a n-am. Sau Kingwin sau ce-o mai fi. Da, cine știe, poate se va ajunge la un moment dat să câștig atât. Da, na, ăla-i făcut cu o statistică și statisticile nu sunt tot timpul bune. Al dracu-i se pogeam. Ok, un MP44, că ăla-i cel mai fain. Asta avea pușcă de distanță. Ok. Hai mă, MP44, n-avem și noi pe aici. Fumigene. Ok, hai să plecăm de aici. Ia mă, light-a și pot să merg. Ah, perfect. Ok, pe ăla l-am delit în cap. O, dacă câți dracu mai vin. Ne, e mult praf. N-am cum să-i văd pe aia. Hai, săr pe geam. Ok, nu mai am vrut coloana, e bine. Avansăm ușor, ușor. Ia de aici o grenadă. Ia și de aici încă una. De unde pizda mă ți trage, uite-l aici. Grenada, dă-te în spate. Mă, ce trag ăștia, pune-te pe burtă.
Plus, mă gândesc, firați ai dreptul, cam destule. Hai că stau pe așa de băște la semi să-mi revin. Trage răsuflare, Davis, bun. John Davis sau cum căcat îi cheam pe ăsta. Hai mă mori astăzi, bun, am murit și ăsta. Bine că nu rămân fără gloanțe. O tol drop ce fuge. Oho, uite, în sfârșit pe 44 care îmi place mie. Bun, mi-au dat și grenezi. Ok, pe aici zona curată. Grenada, te-n spate. Ce trage ăsta în mine? O, dar prea faină arma asta. Da, cu chiar că șozut-o. Fugi, 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 fugi. Ăsta e de-al meu, bun. Și acum, încotro. N-aș vrea că la Call of Duty nu prea pot să vorbesc așa mult, să fac comentariu, că trebuie să fiu atent aici. De să nu îi împuși pe ăștia. A, au ostatici. Dau acum un pat în gură. O, Donald, mă, ăsta. Deci trebuie să merg cu McGregor, cu bărbosul ăsta. Zici că e Sheamus. Mai și roscat. Ok, hai McGregor să mergem. La ce nume așa de țăran, McGregor? Te mai găsești niște mulți de pe 44, că... Na, vedeți, mai am doar unul, două încărcătoare și un pic. Două încărcătoare jumate. Ai, că am găsit, gata. Nu mai îmi trebuie, am destulă. Ok, văd că nu mai vine niciunul, pot să folosesc asta, sper că nu. Opa, vin nemții încoace. Grație, ai drept. Doar așa-ți fost. Ce împușcă ăsta. Cred că ăștia au fost. Ceva muniție pe aici? Sper că nu. Hai în continuare pacile. Mă, Gregor, vii? Hai că până la mă, el trebuie să vină pe mine. Niciunul pe aici? Hai de înainte. Fane, asta e la mânecă scurtă și am dit-am mai mânecel pe mine. Ok, hai, sări pe poartă. A, trebuie să mă urc aici. Păi cum a băgat direct aici, nu mai pot să mă dau jos. O bazucă, clar o să-mi trebuiască, mă rog. Panzerkiller, sau cum ai zis? Panzer... Da, am reușit să citesc numele. Hai, ambalează motorul, să plecăm dracu de aici. Hai că am un agheu aici, o să mă distrez cu el. Hai da, rupe poarta. BOOM! Mă mir că nu s-o rup porțile astea și al dracu de lemn. Bă, nu le se văd astea, balamalele. Fain, sistem de porți fără balamale și sunt și de lemn. O,
Ok, să-i împuși pe ăștia. Oricum sigur o să vină ceva tank de... Mi-au dat agheul ăla. Aoleu, exact. De ce mă... Unde e tankul ăla? Sau de tankul? Cred că vine. Hai, încarcă, încarcă. L-am distrus? Da, hai că l-am distrus, e bine. Ei, nu pot să crezi. O, dar pe se mișcă ăsta cu camionul. Hai că am distrus destul de ușor tankul ăla. Mai am mi-au dat rachetele înapoi, bun, hai. Nu pot să mă dau jos? Încă nu. Asta a fost misiune? Nici nu știu. Cam scurtă totuși. Ne-au băgat muzică de asta. Da, cam asta a fost. Ce mustață are ăsta. Așa de gabor. Da, deci cam aceasta a fost și misiunea și episodul. Eu sper că v-a plăcut. Vechea poveste. Dați câte un cap în gură butoanelor de sub videoclip și până data viitoare, ciao les!